Un bărbat a fost înjunghiat în inimă. Totul s-a întâmplat în plină stradă la Timișoara, în cartierul Fabric. Ucigașul a dispărut apoi noapte. Un trecător l-a găsit pe bărbatul migrant întins la pământ într-o baltă de sânge pe strada Căprioarei. Acesta a cerut de urgență ajutorul autorităților. Medicii de pe ambulanță ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă și au declarat decesul bărbatului care avea 28 de ani. Se pare că tânărul ucis cu bestialitate, cu trei lovituri de cuțit, era cetățean afgan, iar agresorul se pare că este un conațional de-al acestuia. Oamenii legii au împânzit zona și au pornit în căutarea criminalului. Până acum au reținut deja doi migranți, posibil martori la crima oribilă, cărora le iau declarații.